Let's take our Bibles and turn to 2 Thessalonians 2. Să deschidem Scriptura la 2 Tesaloniceni, capitolul 2. 2 Thessalonians 2. Now, I'm going to just sort of put this up here. This is a little bit of the language of 2 Thessalonians. O să las acest grafic aici. Include o parte din limbajul folosit în 2 Tesaloniceni. But what I want to do is, as you are hearing this read, în timp ce auziți ceea ce vom citi, listen to the correspondences to Matthew 24 and 25. Gândiți-vă la corespondențele cu Matei 24 și 25. In fact, several phrases and even one sentence from Matthew 24 and 25 actually is here. Câteva construcții de frază și chiar o frază întreagă din Matei 24 și 25 se regăsesc aici. Okay. The second thing I want you to notice is the sort of two questions. Un alt lucru pe care vreau să-l observați este apariția celor două întrebări. In verse 1. În versetul 1. There is the coming of our Lord Jesus Christ. Se vorbește despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos. And our being gathered to Him. Și strângerea noastră la olaltă cu El. These are being linked. Aceste două sunt legate. And they are being seen as the overarching umbrella over this text. Și sunt văzute ca umbrelele care stau deasupra acestui text. The people who were confusing the church at Thessalonica were disconnecting these events. Cei care veniseră în biserica din Tesaloniceni și îi confuzau pe oameni, au luat aceste două umbrele și le separau. With the result that some believed that they had missed the coming of the Lord. Și drept rezultat, unii credeau că au ratat venirea Domnului Isus, and were therefore starting to enter the period of God's wrath. Și se pregăteau să intre în perioada mâniei lui Dumnezeu. And Paul says no. Și Pavel vine și spune, these two events are connected. Aceste două evenimente sunt legate. They will happen together. Se vor întâmpla împreună. And we know that it hasn't happened because something else hasn't happened. Și știm că nu s-au întâmplat pentru că alte lucruri dinaintea lor nu s-au întâmplat. Okay, now, let's listen then, and I'm not going to do much more commenting. 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 through 12. Citim în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 1 la 12. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărată ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. All right. And notice how, again, this event in the middle of the 70th week is the key to solving the problem. Observați cum acest eveniment care are loc în mijlocul celei de-a 70-a săptămâni este cheia pentru rezolvarea problemei de aici. So, the issue is the Lord's coming and our being gathered to Him. Problema de aici este venirea Domnului Iisus și strângerea noastră la oaltă sunt împreună. They were taught that that had already happened and therefore we were in the day of the Lord. Unii spuneau că venirea deja a avut loc și noi acum suntem în zilele mâniei lui Dumnezeu. Paul says absolutely not. Și Pavel spune nu.
And he's talking to Christians. Și le vorbește aici creștinilor. He says, "You have not seen this event." Și le spune, voi nu ați văzut acest eveniment care are loc la mijlocul săptămânii. The Lord cannot happen until that happens. Ziua Domnului nu poate să vină până când nu vine urăciunea pustiirii. I think the clear implication is that the coming of the Lord and our gathering to him are now linked. Și eu cred că implicația directă este că venirea Domnului și strângerea noastră cu el sunt legate. And since they are linked, then you haven't missed the Lord's return. Și pentru că sunt legate, voi nu ați ratat venirea Domnului. And you know, really from a particular eschatological schema, Paul answers this question the wrong way. Dintr-o anumită perspectivă și schemă eschatologică, Pavel răspunde greșit la aceste întrebări. Yeah, Paul could have easily answered this question according to that way of understanding. Pavel ar fi putut foarte ușor să răspundă la aceste întrebări după acel mod de înțelegere a eschatologiei. And he would have just said, look, I taught you that the Lord comes back before all this. Și le-ar fi putut spune, eu v-am zis deja asta, Domnul vine înainte de toate astea. So don't let anyone lead you astray by saying that you're going to go through this period because the Lord comes back first. Și să nu vă păcălească nimeni spunându-vă că Domnul va veni înainte ca lucrurile astea să se întâmple. Except he doesn't do that. Însă el nu face asta, nu-i așa? He doesn't say that. El nu spune asta. He says that our gathering and the Lord's coming and the day of the Lord all are post or after at least that event. El spune clar că venirea Domnului Iisus, strângerea noastră la oaltă și mânia și judecata lui Dumnezeu vin după acel eveniment la jumătatea săptămânii. Now, it was the reading of this text that caused me to change my position. Când am citit acest text, mi-am schimbat eu perspectiva asupra acestor lucruri. And then, in the Lord's mercy, I recognized the Matthew 24 language in here. Prin mila Domnului am recunoscut aici limbajul folosit în Matei 25. And so I went back and I had a whiteboard and I was sort of sketching things out from Matthew 24 and realized that Matthew 24 and 1st and 2nd Thessalonians just simply map over one another very simply as you've seen. Și m-am întors în Matei 25 și m-am apucat să desenez niște lucruri pe o tablă, da? Și am putut să văd că lucrurile din Matei 25 și lucrurile de aici din Tesaloniceni pur și simplu vin foarte bine unele peste celelalte. All right. And okay, some of you are going to just a second. Let me make sure I got it all up here. There it is. So some of you need to retake your pictures. Sorry. Faceți din nou poză. Trebuie să faceți din nou poză pentru că am adăugat câteva lucruri pe schema inițială. All right. Of course the problem with these things is you kind of have to see them unfold to see them all at the end. It's like, oh, it's too much detail. Problema cu lucrurile astea este că trebuie să vezi cum se dezvoltă ca să înțelegi lucrurile de la sfârșit, pentru că altfel zici, sunt prea multe detalii aici. All right. Wait a minute. Go away. There we go. All right. So, what you've all been waiting for. Probabil că asta este tot ce ați așteptat până acum. We're going to talk about the book of Revelation. Vom citi din cartea Apocalipsa. Vom vorbi despre Apocalipsa. Evident. 50 minutes, I'm not going to be teaching you the whole book of Revelation. În 50 de minute nu o să vă învăț toate lucrurile din cartea Apocalipsa. What I want to do is give you a way of approaching the book. Ceea ce vreau să vă ofer este un mod în care să vă apropiați de carte. And I want to talk a lot about the literary structure of the book. Și vreau să vorbesc mai mult despre structura literară a cărții. You do not get your timeline from the book of Revelation. Această axă cronologică nu o veți obține din cartea Apocalipsa. Do you notice that we have a fairly detailed timeline and we haven't even touched the book yet. Observați că noi am reușit să creăm o axă cronologică destul de detaliată în sesiunile de până acum și nici măcar nu am menționat cartea Apocalipsa. So when John writes the book of Revelation, he is not laboring to give us a timeline. Când Ioan a scris cartea Apocalipsa, el nu s-a deranjat, el nu a lucrat în mod special ca să ne ofere nouă axă cronologică.
So I think what is happening in the book is that it is giving us these different perspectives. Eu cred că ceea ce se întâmplă în carte este să vedem simultan perspective diferite. And I will, when we look at the literary structure, well, this will explain out just a little bit. Și când ne vom uita la structura literară, lucrurile astea pe care le-am pus aici o să se explice destul de ușor. All right. But I think what is happening through the book is you're looking at the same set of events that are being seen from different camera angles and through different Old Testament motifs. Eu cred că în cartea Apocalipsa vedem mai multe perspective ale aceluiași eveniment trecute prin mai multe motive preluate din Vechiul Testament. So John will say, and then I saw. Ioan spune, și atunci am văzut. That doesn't mean, and then this happened. Asta nu înseamnă, am văzut că s-a întâmplat apoi asta. It's the sequence of visions, not necessarily the sequence of events. Avem secvența, avem viziunile lui puse una după cealaltă. Nu neapărat ce se va întâmpla unul după celălalt, pașii care se vor întâmpla unul după celălalt. When it's a sequence of events, John actually never uses that language. Atunci când vorbește despre un evenimente care se întâmplă unul după celălalt, Ioan nu folosește acel limbaj. Okay? So, let's see if my little trick's going to work. Huh. I love it when it works. All right. So let's talk about Waldo. Yeah, we don't have it, but still. O să vorbim despre... No. Yes. You don't have the little Where's Waldo books? No. O să vă prezint, I'll give them the context. Yeah, yeah. În limba engleză și în engleză în general există acest... Sure. Germană avem acest personaj care de obicei se ascunde prin mulțime și e greu de găsit. Se numește Waldo. Și de multe ori ai câte un joc din ăsta cu o imagine cu multe persoane în care trebuie să-l găsești pe Waldo. Și asta este o astfel de imagine. Și ce are jucătorul de făcut este să se ducă să se uite și să-l găsească pe Waldo. Okay. În imaginea asta. So then that leaves us to ask the question, where is Jesus in the book of Revelation? Asta ne duce pe noi la întrebarea, unde este Isus Hristos în cartea Apocalipsa? It's a Christ-centered book. Este o carte care l-are pe Hristos ca centru. He is the agent and substance of divine self-disclosure. Este agentul și substanța revelației divine. He is the redeemer and ruler through his resurrection. El este răscumpărătorul și conducătorul prin învierea sa. He is the redeemer and ruler through his blood. El este răscumpărător și conducător prin sângele său. We are looking forward to his return through the text in the Old Testament. Noi așteptăm întoarcerea lui citind textele din Vechiul Testament. And Jesus is the partnership of the kingdom and tribulation and endurance. El este partenerul nostru în necaz, în împărăție. He is the culmination of the Old Testament symbols. El este culminarea simbolurilor din Vechiul Testament. He is the lion and the lamb. El este și leul, dar este și mielul. By the way, yeah, you don't have to write all this down. Nu trebuie să scrieți toate astea. We wrote it down for you. Le aveți pe aceste hârtii. Okay? He is the lion and the lamb of chapter 2 and 4. El este leul și mielul din capitolele 2 și 4. He is the composite vision of chapter 5 verse 6. El este viziunea pe care o vedem în capitolele 5 și 6. He is the perfection of praise in chapter 5. El este perfecțiunea laudei din capitolul 5. He opens the seven seals. El deschide cele șapte peceți. Salvation belongs to our God and to the Lamb. Mântuirea este a lui, este a mielului și a Dumnezeului nostru. He is at the center of the multitude in the 144,000. El este în mijlocul mulțimii de 144 de mii. He executes the judgments. El este cel care aduce judecata.
The kingdom of Christ and his forever rule flow out of his death and resurrection. Împărăția lui Dumnezeu și domnia sa veșnică vin din învierea sa. He is the child who is born. He is the child who is born and ascended to fill out the and is opposed by the dragon. El este copilul care s-a născut și care apoi se luptă cu cu balaurul. All right. He is the lamb with the multitude. El este mielul din mijlocul mulțimii. He is the herald of the harvest. El este cel care anunță recolta. One is saved. One is saved by the blood of Jesus and the other is drunk on the blood of Jesus. Unii vor fi mântuiți de prin sângele lui Isus și alții vor fi îmbătați de sânge. Beyond that, he's the lion and he's the lamb. Și peste toate acestea, el este leul, el este mielul. He's the divine warrior. El este războinicul ceresc. He's the groom. El este mirele. He's the king. El este regele. He's the creator. El e creatorul. He's the judge. El este judecătorul. He's the destroyer. El este cel care distruge. He's coming in wrath. Vine cu mânie. And on and on and on. Și așa mai departe. Who is the book of Revelation about? Despre cine este cartea Apocalipsa? About Jesus. Despre Domnul Isus. All right. There are seven blesseds in the book. Sunt șapte binecuvântări sau fericiri în carte. Just, since you have them in front of you, let me go ahead and just put all these up. Blessed is the one who reads the words of the prophecy. Cei care citesc și aud cuvintele prorociei. And blessed are those who hear it. Binecuvântați sunt cei care le aud. In chapter 14, verse 13. Blessed are the dead who die in the Lord. În capitolul 14, binecuvântați sunt cei care mor în Domnul. Blessed is the one who stays awake, being ready when Jesus comes. Binecuvântați sunt cei care stau treji și sunt gata când vine Isus. Blessed are those who are invited to the lamb, to the Binecuvântați sunt cei care sunt invitați la nunta mielului. To the marriage supper of the lamb, sorry. And blessed is the blessed and holy are the one who share in the first resurrection. Sunt cei care se binecuvântați sunt cei care se bucură de prima înviere. Blessed are the ones who keep the prophecy of the book. Binecuvântați sunt cei care țin cuvintele acestei profeții. Cartea începe și se încheie cu aceste cuvinte. And blessed are those who wash their robes so that they may have the right to the tree of life. Și binecuvântați sunt cei care își spală hainele în sângele mielului pentru că ei au parte de pomul vieții. And there are seven endures in the book of Revelation. Și sunt și șapte răbdări acolo. All right? John was set for the kingdom and the patient endurance that are in Christ. John was a sharer, not set for. John was a sharer in the kingdom and the patient endurance that are in Christ. 1:9. Okay, because I need to see the. Ioan spune că el este părtaș cu voi la necaz și la împărăție și la răbdarea în Hristos. And a church is commended for their patient endurance. Iar biserica este lăudată pentru osteneala și răbdarea ei. Particularly as it relates to holding the truth. În mod special atunci când este vorba de faptul că au ținut adevărul. Church is commended for their patient endurance as it relates to their works. Biserica este lăudată pentru osteneală și răbdare atunci când vine vorba de faptele ei. There is a church that is we are commended because of their keeping the word about the patient endurance. Suntem lăudați pentru faptul că ținem cuvântul în legătură cu răbdarea și osteneala. We are called to the endurance and the faith of the saints. Suntem chemați la răbdare în credința sfinților. And there is a call for endurance of the saints in keeping God's commandments. Și este o chemare la răbdarea sfinților în păstrarea, în ținerea poruncilor lui Dumnezeu. And then a commendation that he knows that we are enduring patiently and bearing up for the sake of Jesus. Și suntem lăudați pentru că răbdăm în numele lui Isus. Now there are lots of ways that are helpful to look at the book. Sunt multe moduri care sunt care ne ajută să ne uităm la carte, la Apocalipsa. The book is largely structured on Hebraic or on Hebrew parallel structures. Cartea este bazată în mare în
în modul în care se făceau paralele în în limba ebraică. Okay. And the book is multi-layered. Iar cartea are foarte multe straturi. It's kind of like, you know, this was easier to do with a transparency, you know, you could have one layer in a transparency, architectural drawings are the same way, and you can look at only one sheet, or you could put two over and you see more, or if you try to have them all, it kind of gets too complex to understand. Gândiți-vă la la acele schițe care se făceau pe hârtie de calc, da, ale unei clădiri, și te puteai uita la o singură foaie și să vezi schița dintr-o anumită perspectivă, sau puteai să pui două, trei foi unele peste altele și să vezi schița mai în detaliu, dar dacă puneai prea multe, deja aveai foarte, foarte multe detalii acolo în imagine. Okay? And so it would be kind of like looking at a scene from all the camera angles all at once. E ca și cum te-ai uita la o singură scenă din având multe camere de luat vedere din foarte multe direcții și ai vedea toate imaginile simultan. All right. So, here is probably the simplest way to structure the book. Acesta este probabil cel mai simplu mod de a structura cartea. I won't walk through this because by the time we do every single one of these, we'll be here to supper. Dacă am luat fiecare parte, fiecare bucată în parte, am stat până la cină aici. But I want you to notice how the book is structured in things in the first section and the things in the last section. They're parallel. Dar vreau să observați modul în care aceste elemente din prima parte a cărții sunt au o paralelă în a doua carte, a partea cărții. And the center of the book is in chapter 12. Iar partea centrală a cărții este capitolul 12. In just 4 or 5 verses, maybe 5 verses, the history of the world is given. Și acolo în 4-5 versete ne este prezentată istoria lumii. Okay? And then just on your own you can look at how each of these correspond to one another in the different parts of the book. De unii singuri puteți să vedeți cum aceste părți corespund unele cu altele în diferite locuri din carte. What is really interesting to do if just sometime when you're studying, ceea ce ar fi interesant să faci atunci când studiezi, is to take these verses and those verses and sort of write them out in two pieces of paper and just lay them side by side. Este să încerci să iei versetele care se corespund fiecare părți, părților paralele și să le iei și să le scrii așa mare și să te uiți la ele. And just read them that way. Și să le citești în felul ăsta, să le citești cu paralela care este între ele. You hear the book of Revelation very differently. Vei auzi cartea Apocalipsa într-un mod cu totul diferit. Okay? So just give that to you, one of the reasons Nicu wanted to print this out so that you can kind of conserve this, I think. Nicu a vrut ca să aveți foile astea ca să le puteți păstra și să vă gândiți la ele și mai târziu. I think he knew that we weren't going to go through this in much detail. Cred că știa că nu o să dăm foarte multe detalii de aici. Nu, ca să corecteze greșelile mele gramatică. All right? Now, another way to see the book is in terms of a drama. Puteți să vedeți cartea asta ca o dramă literară. There is a literary structure that follows a sort of Roman drama. Este o structură literară care urmează o structură de scriere în stil roman. And because you have those, let me bring those all up. And then I'll talk about them briefly. Le voi pune pe toate aici pe imagine și apoi voi vorbi scurt despre fiecare parte. Now, I'm not setting different ways against each other. These are complementing, not competing. In other words, the first chart doesn't contradict, it complements this. Schema de dinainte nu contrazice ceea ce eu arăt aici, ci sunt complementare, ele se completează una pe cealaltă. All right. So scene 1, we have the church and the world. Avem prima scenă, biserica și lumea, and Christ is among the church. Și Hristos este în biserică. In scene 2, the church is in the heavens.
În scena a doua, biserica este în ceruri, and Christ is seen as being over the church. Și Hristos este văzând ca fiind deasupra bisericii. In chapter 3, in scene 3, there is the suffering for the church. În scena a treia vedem suferința bisericii, and the seven seals are open. Și cele șapte peceți care sunt deschise. Then there is this sort of pause and there's the warning for the world. Avem un fel de pauză și avem acest avertisment pentru lume. And the seven trumpets are sounded. Și cele șapte trâmbițe sunt sunate. And the setting is the prayers of the church in heaven. Iar cadrul acesta este al rugăciunilor bisericii din cer. So scenes 3 and 4 relate to suffering. Scenele 3 și 4 au de-a face cu suferința. Okay, in scene 3 the church is suffering in the midst of that troubling time. În scena 3 biserica suferă în acele necazuri, în acel timp de necaz. Scene 4 the world is warned that they haven't seen anything yet. Și în scena 4 lumea este avertizată că încă nu a văzut necazul serios. Scene 5 is the drama of history, the central storyline. Scena 5 este drama istoriei cu linia centrală a relatării. And the setting is behind the veil we see God's covenant, chapter 11 verse 19. Și cadrul ne arată după perdea legământul lui Dumnezeu. Scene 6 then begins to talk about the week of Daniel, the week of Daniel 9. Scena 6 începe să ne vorbească despre săptămâna lui Daniel. And here are seven visions of the final days. Și avem șapte viziuni ale zilelor din urmă. Now, what we have here is the wrath of Satan until the victory of the Lamb. Ce avem aici este mânia lui Satan până la victoria mielului. There is a lot of chaos and collapse that's happening in the world, but what you really see happening is Satan unleashing his anger against believers. Vedem mult colaps care se întâmplă în lume și mult haos, dar ceea ce se întâmplă de fapt este că Satan este eliberat ca să-și facă treaba în lume. Now, in scene 7, we have the punishment for the world because the seven bowls are poured out. În scena 7 avem pedepsirea lumii cu cele șapte potire. And behind the veil, God's inescapable wrath. Și vedem dincolo de perdea mânia lui Dumnezeu de care nu poate scăpa nimeni. Okay? In scene 8, we get this allusion to Babylon the whore and the seven words of justice. Și vedem în scena 8 această aluzie la curva numită Babilon și la cele șapte cuvinte de judecată. And I think what's happening here is we're being keyed to go back and think about Daniel's the revelation of Daniel. Și cred că aici ni se spune ca să ni se într-un fel suntem întorși la viziunea lui Daniel asupra acestui sfârșit. In scene 9 we have the drama behind history. Avem în scena 9 drama din spatele istoriei. And we have seven visions of ultimate reality. What's going on behind things? Și avem șapte viziuni asupra realității finale, asupra lucrurilor care se întâmplă în spatele celor văzute. And here is the setting for the first vision of that group. Avem aici cadrul primei viziuni din acel grup. And here is the captain of the armies of heaven, the Lord Jesus Christ. Și vedem pe conducătorul armatelor cerului, pe Iisus Hristos. And then the closing scene is Jerusalem, the bride, and the seven final revelations. Iar scena finală este Mireasa, Ierusalimul, cu șapte revelații finale. And the setting there is the call to the invitation to come and see. Și acolo la final cadrul este dat de această chemare ca noi să venim și să vedem. Then there is the epilogue. Avem la final epilogul. And it's sort of a wrap up that allows it to be sent around as a letter. Și acesta este ceva de genul încheierea literară care ne face să vedem această întreagă carte ca fiind o scrisoare. Now, you could take these and down to here you could indent with this scene 5 at the very center. Puteți să mergeți și să puneți prima parte a tabelului anterior până la scena 5, scena 5 fiind acea zonă centrală. These two would correspond. Aceste două vor corespunde. And
These two would correspond. Acestea două la fel, scena 7 cu scena 3. And so on. Și așa mai departe. Ele vor fi paralelele acelea din scen, din graficul anterior. So the literary structure also reflects that very simple structure that we gave earlier. Și structura literară se poate fi pusă pe acea structură prezentată anterior. Okay? Now, generally avoid the word chiasm, simply chiasm. It's actually misused a lot, but okay, so there is a linguistic structure that is also given here that follows this, and we've already seen it a little bit, but it's this layout. Let's just put it up there. Stop talking. Okay. Avem și o structură lingvistică pe care o putem urmări de-a lungul cărții. Okay? So once again, we get two major sections with the middle of the book. Avem două secțiuni principale înainte de centrul cărții. And then we have the second, you know, so this is the top, this, those were those two columns, right? With the center of the book. Acestea sunt cele două coloane și acolo este centrul cărții. But this shows you a little more detail about how those sections correspond to one another. Și asta vă dă detalii noi despre felul în care corespund acele două secțiuni. Okay, so we have Jesus and his church. Avem Isus și biserica sa. And you have the messages from the Lamb. Aveți mesajele de la miel. And here you have the marriage of the Lamb. Și acolo aveți nunta mielului. And here is the church on earth and her responsibilities. Aici avem biserica pe pământ și responsabilitățile ei. Here is the church in heaven and her blessings. Aici avem biserica în cer și binecuvântările de care are parte. All right. And then we have the seven seals and the final judgments correspond to one another. Avem cele șapte peceți și judecățile finale care corespund unele celelalte. Two different ways of seeing the same events. E același mod de a vedea același eveniment. Then you have the seven trumpets and the seven bowls. Avem cele șapte trâmbițe și cele șapte potire. And then this summary of redemptive history, right? Și avem aici în mijlocul cărții acest sumar al istoriei ispășirii. Again, as you're reading the book, even though we tend, you know, we do read a book from beginning to end, deși noi când citim o carte o citim de la început la sfârșit, we are also meant to hear the book in these reflected structures. Ar trebui să ascultăm cartea gândindu-ne la structurile acestea care se reflectă una pe cealaltă. Okay. Of course, it would have been helpful if I'd have done that. Sorry. I did all this cool animation. Am făcut animațiile astea și ar fi fost interesant să le folosesc. Okay. Now, what I have in your notes, I'll just point this out to you. Ce aveți voi în notițele voastre și I want to explain asta. How this works. Vreau să vă explic cum funcționează. Okay. Here's level 1. Acesta este primul nivel pe care l-am văzut anterior. Here's does this say the church in history or the church in the world? Avem istoria bisericii în lume. Okay. And what I have done is I have taken the first and the last. Am luat prima secțiune și ultima secțiune. And I've shown you with the words from those texts why they're parallel. Și vă arăt folosind cuvintele citite în text de ce aceste secțiuni sunt paralele. When I started doing this, când am început să fac asta, you know, there's been times where you sort of you see something in scripture you haven't seen. This was 2 weeks of just sort of floating on a cloud. It was just amazing. Deci când am descoperit lucrurile astea, două săptămâni parcă așa pluteam în nori. A fost un lucru extraordinar pentru mine. I was helped by a couple of other people. I don't want to give the impression that I Nu vreau să dau impresia că eu am descoperit de unul singur lucrurile astea. Am fost ajutat de câțiva oameni. I might explain how I study because I bang my head against the text until I get it and then I go get help. Vreau să vă explic cum am studiat eu, da? Deci prima dată m-am dat eu cu capul de text cât am putut de tare și când nu am înțeles nimic a trebuit să mă duc la alții să cer ajutor. I don't read a whole lot of commentaries. Nu citesc multe comentarii. Then read the text. Și apoi citesc textul. Okay. I come to commentaries after I've wrestled and think I'm pretty sure where I know where it is. Mă duc la comentarii după ce am citit și sunt eu sigur că am cam înțeles ce spune textul.
But someone pointed out that this work had been done. Dar cineva mi-a subliniat faptul că, știi, munca asta pe care încerci tu să o faci a fost deja făcută de cineva înainte. So I read the guy's preface. Am citit prefața acelei persoane. And then I put it away. Am dat-o la o parte și m-am apucat eu singur să fac aceste paralele. Okay, I reinvented the wheel, but am reinventat roata, dar but the sense of self of discovery was just dar faptul că am descoperit eu de unul singur a fost minunat. So as you go through, look at this. Uitați-vă așa atunci când citiți la aceste paralele. Here is why we believe, here's proof of the parallelism in the book of Revelation. Acestea sunt dovezi pentru acest paralelism din cartea Apocalipsa. You know, the use of the words, folosirea cuvintelor efective, almost exact phrases that are repeated, aproape aceleași fraze care sunt repetate. And you can do this then at all the levels. Puteți face asta la fiecare nivel. These are the second part. This is the second half of the first level. Aceasta e partea a doua din primul nivel. And then here is the second level. Aici este al doilea nivel. All right. So remember, we had level one. Am avut top primul and bottom. Nivel. Sus și jos. Two. Nivelul doi. Okay. And so here they are. Le vedeți aici. And look at the correspondence of those words and phrases. Cum seamănă cuvintele și frazele. This can't be accidental. Asta nu poate să fie accidental. This is the Holy Spirit's wisdom through the writing of John. Aceasta este înțelepciunea dată de Duhul Sfânt pentru ca Ioan să scrie această carte. By the way, John was around 90 years old when he wrote this. Apropo, Ioan avea aproape 90 de ani când a scris asta. Yeah, he's an old man. Era un om foarte bătrân. And just amazing. And what I've tried to do then is to give this to you so that you can see this worked out. Am vrut să vă arăt asta ca să vedeți și voi cum au funcționat lucrurile. And once again, in the third level, where you have the la nivelul 3, când aveți trâmbițele și urgiile. And look at how the words just work itself out. Uitați cum arată cuvintele acolo. Now, in some of these, as you get closer to the center of the book, you start seeing contrasts, opposites. În unele dintre aceste lucruri, când vă îndreptați spre centrul cărții, ajungeți să vedeți contraste. Okay, and so you'll see some of that being worked out. Veți vedea și altele pe parcurs. I'm trying to save some time for questions. Încerc să păstrez la final și niște timp pentru întrebări. All right, so I've given you just sort of a big picture view of the way the book is organized. V-am oferit o imagine de ansamblu asupra cărții și a felului în care a fost scrisă. All right, and the purpose of the book of Revelation is not only to show us Jesus Christ. Scopul cărții Apocalipsa nu este doar ca să ne-l arate pe Iisus Hristos, but to show him as victor over a world that is collapsing around us. Dar și ca să ne-l arate pe el ca fiind victorios într-o lume care se distruge în jurul nostru. It was written to the church. At the time it was written to the church, Rome, the Roman world, the world as they knew it, was being overrun and collapsing. La momentul în care a fost scrisă cartea, Imperiul Roman, Roma, lumea pe care o cunoșteau oamenii atunci, era Imperiul Roman începea să se destrame. And the book of Revelation was intended to comfort and console believers. Și cartea Apocalipsa s-a dorit a fi pentru mângâierea și consolarea credincioșilor. It's meant to show them that all the stuff that's going on in the world today is not going to prevent the ultimate victory of Christ. Și vrea să le spună că tot ce se întâmplă în lume la vremea aceea nu vor împiedica venirea lui Hristos. And so the book of Revelation is not written just to fill in all the blanks about what's going to happen. Cartea Apocalipsa nu a fost scrisă ca să umple acele goluri din istoria viitoare. You don't have to wait until all this stuff is happening to be encouraged by the book. Nu trebuie să aștepți până când lucrurile astea se vor întâmpla ca să fii încurajat efectiv de carte. The central message of the book of Revelation is very simple. Mesajul central al cărții Apocalipsa este foarte simplu. Jesus wins. Domnul Iisus învinge.
Okay. So now let's think about these and then we'll wrap up. I'll go ahead and put all three of these up. O să le punem și vom încheia. Great symphonies, great plays, great dramas have a discernible underlying structure. Marile simfonii, marile drame au o underlying structure. O structură care poate fi observată, o structură care stă la baza lor. It helps the forward movement of the music or the storyline. Această structură ajută muzica sau povestea să se desfășoare. But if you go to a symphony or you go to a play in order to try to figure out what the author structure is, you're probably going to miss the story. Dar dacă te duci, spre exemplu, la o simfonie sau la o piesă de teatru și încerci să-ți dai seama care a fost structura din capul autorului, probabil că nu te vei putea bucura efectiv de muzică sau de piesa de teatru. So, it's a great thing to marvel at this magnificent structure. Este un lucru mare că ne putem minuna văzând structura aceasta. It's important to dig into the details and try to understand what's being pictured for us here. E important ca să intri în detalii și să vezi ce vrea să ni se prezinte în mare aici. But if we miss the message to believers, we've missed the book. Dar dacă noi ratăm mesajul vrea să-l transmită cartea credincioșilor, ratăm pur și simplu ceea ce ne oferă cartea. So this is what I hoped that this would be about. Eu sper că despre asta am vrut să vă vorbesc. Eu sper că ați înțeles despre ce am vrut să vorbesc. This whole series, you know, our whole discussion here would be would encourage you in your faith and in your walk with God. Că toată această discuție, toate aceste prezentări pe care le-am avut vă vor încuraja pe voi în umblarea cu Dumnezeu. And I hoped that out of it would come a greater desire for Jesus's coming. Și îmi doresc ca din ele să vină o dorință și mai mare pentru venirea Domnului Isus. Okay. All right. Let's give you an opportunity to ask some questions. Vă dau posibilitatea să puneți întrebări. Questions? Way too clear. Oh, yeah, well. If only. A second, I want to put one of these up for us to display. Să mai pun încă un slide ca să vedem. Just to have something to refer to. Except that one's going to make me walk through it. No, it's not. I'm just putting that up so that as we ask questions and try to answer them, we have something I can point to. O am aici ca în cazul în care puneți întrebări să vă pot arăta specific la ceva. Questions? Yes, ma'am. Second Thessalonians 2. Okay. 6 și 7. Verses 6 and 7. Și toată copilăria mea am auzit din versetele astea că acolo e vorba despre Duhul Sfânt care oprește orice ar fi acel lucru rău care trebuie să vină. Și că asta ar fi un argument pentru robirea bisericii înainte. Holy Spirit will be the one that is talked about here. Mm-hmm. This is an argument for the rapture being before the taking place before the tribulation. Există vreo explicație privind ce ar putea să fie ce oprește? Is there an explanation for this thing that can prevent the? Okay, so let me just pause. Vreau să mă opresc puțin. I want to be careful. I don't want to ask questions in a way that sounds like I'm attacking. Nu vreau să pun întrebările într-un mod în care să pară că vreau să atac această credință. So, understand, I'm just going to ask the question that pops into my head. Pur și simplu o să pun o întrebare care îmi vine în minte acum. Where does this text say that the restrainer is the Spirit? Unde spune acest text că Duhul Sfânt este cel care oprește sau... It doesn't. Nu spune. It uses the word restrainer. Folosește acest cuvânt că... cel care oprește. The one who holds back.
Da. Right? Cel care ține. I don't know that I can take you off the top of my head to the text in Daniel. Nu știu dacă pot să găsesc așa din minte textul din Daniel. The angel Michael. Unde Arhanghelul Mihail is spoken of as restraining and holding back. Spune că este cel care oprește și care ține. And when he is taken away, și când el este dat la luat sau dat la o parte, then what unfolds will unfold. Ceea ce trebuia să se întâmple, se întâmplă. I think Paul, because the larger context is Daniel, is referring back to that. Where is that 11 or 12? It's I think it's I see him searching. Yeah. I think it starts in 10, yeah. Da. Chapter 10 goes in into 11, right? În capitolul 10 și merge și și 19. I do not think that the restrainer is the Holy Spirit. Că cel care oprește aici este Duhul Sfânt. And that because this is the context for Paul's writing is the book of Daniel. Who the restrainer is probably in the book of Daniel. Și pentru că Pavel ca și context folosește cartea Daniel. 12:1. Iar eu cred că cel care îl oprește aici este Arhanghelul Mihail. Can you read 12:1? În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail Ocrotitorul, este tradus în română. Copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta, dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Okay. It talks about the leader Michael, which is the protector. Yeah. Or, I mean, the protector, the defender, and he is taken away. His protection or restraining is held away. Da, protecția sa este luată. Da, faptul că el protejează. So I think. So I personally believe that the answer, the reason he doesn't say specifically who it is. Anyone who knew the book of Revelation, Daniel, knew who it was. Da, eu cred că aici Pavel nu spune specific cine este cel care oprește, pentru că cei care ar fi citit cartea Daniel ar fi știut foarte clar despre cine, la cine se referă. See, there's a little bit of circular reasoning being used. Aici este folosit un argument puțin circular. So, you know, the idea that when believers are caught out, that the Holy Spirit is caught out with them. Ideea că atunci când it's caught out, it's we're being kidnapped. Că atunci când ideea că atunci când credincioșii sunt răpiți și Duhul Sfânt este luat odată cu ei. And the restraining influence of the Spirit is not here, therefore everything begins și to unfold. Și că atunci când această putere de oprire a Duhului Sfânt nu mai există efectiv, atunci nu va mai exista nimic nu va putea opri pe cel rău. And so that's offered as proof that the rapture has to happen before și asta este dată ca dovadă pentru faptul că răpirea va avea loc înainte de necaz. Okay. And it's kind of reasoning in a circle. What has to be proved is assumed. Și mergem aici în cerc, că ceea ce trebuie să demonstrăm este presupus. And then the assumption is used to. Și apoi presupunerea e folosită pentru a demonstra același lucru. Este o demonstrație circulară și nu, so nu e logic. I think it's better to have draw the straight line back to the book of Daniel. Eu cred că aici trebuie să ne întoarcem direct în cartea Daniel și să vedem paralela cu cel care oprește. If there's anything when Christians are taken out, now God is free to pour out his wrath. Să ne gândim că în momentul în care creștinii sunt luați, da, Dumnezeu are toată libertatea acum și posibilitatea să-și toarne mânia peste pământ. And that's the argument of 2 Thessalonians, of chapter 5 and 1 Thessalonians and 2 Thessalonians. Și acesta este argumentul din 1 Tesaloniceni, din capitolul 5 și din 2 Tesaloniceni. Taking out of Christians happens because we have not been destined to God's wrath. Noi suntem luați de pe pământ pentru că noi nu trebuie să suportăm mânia lui Dumnezeu. It's not that it releases Satan. Nu vorbim aici de eliberarea lui Satan. It actually releases God. Ci este mai mult o eliberare a lui Dumnezeu în toată puterea lui. Okay. So, good question. Good question. Bună întrebare. Others? Mai sunt și altele?
Going. O dată de două ori. Gone. Time to go home. Gata, e timpul să mergem acasă. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. And we will be gathered to celebrate the resurrection of our Lord. Și ne vom strânge mâine ca să celebrăm învierea Domnului. Who made all this possible, right? Care a făcut toate lucrurile astea posibile. His resurrection began the last days. Odată cu învierea încep zilele din urmă. And his return will end the last days. Și întoarcerea lui va marca sfârșitul zilelor din urmă. So while this might seem like a sort of strange series to do right on the resurrection weekend, deși poate să pară o serie de prezentări ciudate făcute în ultima săptămână, în săptămâna mare. This is what the resurrection is all about. Despre asta de fapt ne vorbește învierea lui Domnul Iisus. Peter said that basically, you know, at least the Psalms looked forward to the day through David at the resurrection of Jesus Christ. Petru spunea că cel puțin psalmii vedeau în viitor învierea Domnului Isus. Right? And all through the book of Revelation, the resurrection, the resurrected Lord is the one who is the victor in history. Și de-a lungul cărții Apocalipsa, Domnul Isus cel înviat este cel care învinge și care cucerește totul. Last week I celebrated the resurrection of the Lord with Namibian Christians. Săptămâna trecută am sărbătorit învierea Domnului Isus cu creștini din Namibia. I've had two Easters this year. Anul ăsta am sărbătoresc de două ori Paștele. And they sang a really great song. Și cântă un cântec minunat. Someone translated it for me. Cineva l-a tradus pentru mine. And they connected the resurrection of the Lord with the return of the Lord. Și în cântec legau învierea Domnului Iisus cu întoarcerea Domnului Iisus. Second verse connected the victory of the Lord over death with the victory of the Lord over the world. Și într-o altă strofă legau victoria Domnului Iisus asupra morții cu victoria Domnului Iisus asupra lumii. And then it said he went away, he will come back. Și apoi spuneau, el a plecat, dar se va întoarce. He went up into heaven, he will come down from heaven. El s-a dus sus în cer, dar va veni din cer. He went to his father, he will take us to his father. El s-a dus la Tatăl, dar ne va lua și pe noi la Tatăl. Made all things new. A făcut toate lucrurile noi. Oh, he made us new. Ne-a făcut pe noi noi. And he will make all things new. Și apoi va face și toate lucrurile noi. Aleluia, aleluia. Aleluia. All right, God bless you. Let's pray. Domnul să-i...